Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte? Ține minte. Controversat. Ce? Ia zi. Opera de artă cu banana mă lipită pe perete. Da, mă, n-am vorbit de ea cu vreun an de zile? Da, păi nu e nouă. Cu bandă scoici lipită. Da. A mâncat-o un vizitator. Aceeași banană? Este... Bă, sper că nu. Deci a mâncat-o un vizitator, în sfârșit arta devine utilă. Bravo. Da. Pentru că, băi, frate, trebuie să simți ceva, adică nu doar... Cum să spun, uite un mod de a te ajuta să simți arta în tine la propriu, da, nu? Corect. Practic, de ce n-avem și noi artă de asta? Asta s-a întâmplat în Seul, în Coreea de Sud. Noi de ce n-avem? Adică cel mai apropiat loc care ar fi, să zicem, dacă ar fi să fie, ar fi cel mult Antipa. Acolo mi se pare cam uscat, cam fără... Uite, o banană proaspătă, te duci la muzeu, o vezi, o iei, o simți, o guști, o miroși, o pipăi, poți să strigi, este... S-o mănânci și asta e. Adică simți ceva. La noi ar merge și cu un mic, îți spun eu. Să lipești un mic suculent și se lasă și se scurge așa din el. Fântână de ciocolată. Fântână de ciocolată? Da. Fântâna lucrarea de artă și ciocolata pentru vizitatori. Eu așa aș... Deci, cum spuneam, s-a întâmplat în Seul. Expoziția itinerantă, cum ar veni, banana este lipită pe pereții muzeelor din toată lumea. Da, da, și acum a ajuns să fie lipită în Coreea de Sud. Era expusă pe un perete la Muzeul de Artă, deci din Seul. Un student la arte a venit, a dezlipit-o și a halit-o. Poate să terminase zacusca coreană. Oare în Coreea de Sud mămicii le trimit zacuscă coreană cu kimchi, trenul? Kimchi, cred că le trimit. Kimchi, da. Kimchi ăștia, ăștia au trenuri de la rapide? Că mă gândesc că poate pun pachet la trenă. Ce întrebare. Păi asta zic. Da, vine zacusca. Mami, ai pus kimchi. Kimchi e o varză foarte condiment picantă. Murată. Varză murată picantă. Da, n-aș defini-o drept murată. E, e murată. E în felul ei murată, dar n-are legătură cu varza noastră murată, nu știu. Nu, cert e că e foarte picantă și foarte bună și e un, cred că e cel mai tradițional produs culinar corean. Cred. Așa îmi lasă impresia, că oriunde văd ceva de Coreea, apare kimchi. Da. Cum avem noi ceapă. În orice. Zicem, da. Bun, după ce a mâncat banana, studentul a lipit cu așa înapoi pe perete. Civilizat. Civilizată. Să seamănă țară civilizată, la noi arunca pe jos. Da, asta e. Vă reamintesc că în 2019, atunci când a fost creată această lucrare de artă, adică deci banana... Deci 4 ani. Da. A fost lipită, e făcută de un artist șoc italian, Maurizio Cattelan. A fost vândută pentru $120,000. Și voi stați ca proștii pe un salariu aici. Și uite, tu stai, cu, și tu stai cu banana pe masă. Eu am o banană exact aia de la expoziție. Am, vezi? Și o banană și am uitat-o. A, uite, am și super o banană. Coaptă. Deci noi doi, Luca și cu mine, Vlad, stăm ca proștii cu... 120.000 ori 2, 240.000. Pune 200. Hai, 200, dă-i drag. $200,000 pe pupitru. Nu ne-am luat și noi un scoci să lipim naibii? Vreți să vin eu cu, vreți să vin eu cu scociu? Da. Primă să licităm bananele astea. Da. Să vedem ce este, că așa a început și ăla, să nu crezi că el a știut că la început, să ia bani. Știi cum a început? Mă rog, a făcut mai multe chestii, dar asta cu lipitul obsedează. A lipit un, înainte de banană, a lipit un dealer de artă de perete într-o expoziție. Adică un dealer viu de artă. A, știi, un om. E cu mesaj aici, da. Da. E mai complicat cu omul, cred că ăla se zbate. Banana măcar stă fixă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.